Bună ziua la toți fanii mei, vă rog frumos să vă abonați la canalul lui Bogdan Originalul, pentru că aveți ce să vedeți scandalul de pe internet cu prietenii lui. O să vedeți pe canalul lui, Bogdan Original, de la Stehaia, dar e de la Craiova. Da, și aici am pus să fac o tocană cu mămăligă. Aici e o tocană cu carne de pui. Vedeți cum o prepar? Am zis să filmez acum cum fierbe, ca să vedeți cum fierbe. Carne de pui, tocană, ceapă, morcovi. Și o să punem și pătrânjelă. Vedeți cum fierbe tocană, cum e, uite, groasă. Tocană de pui. Și aici o să tocăm pătrânjelă, vedeți? Să punem în tocană. Să pun asta aici, să filmez. Bogdan nu mai vreau să filmează cu mine. Mai bine filmez fără el. Acum voi trebuie să vorbesc, nu cu Bogdan. Când vorbesc cu Bogdan, o să vorbesc cu Bogdan. Acum vorbesc cu voi. Bogdan o să vorbească pe canalul vostru. Nu, pe canalul lui Bogdan Originalul. Vă rog să vă abonați la el pentru ca să vorbiți cu el. Ăsta e canalul meu. O să vorbiți cu mine pe canalul meu. O să vă arăt ce tocană îi fac lui Bogdan Originalul astăzi. Că este luni. Duminica ați văzut, i-am făcut crătite, i-am făcut pește. Și acum, ia uite cum fac. Am făcut mărarul și acum să-l pun în tocană aici, da? Hai să vă arăt cum îl pun în tocană. Că tocana e aproape gata și trebuie să o oprim. O să pun mult mărar și pătrunjel, pentru că așa îmi place mie tocana să fie. Vedeți? Și acum o să amestecăm. Așa. Hai, vedeți cum e. Cum arată tocana, vedeți? Mult mărar și pătrunjel. Stinge, te rog eu, că aici filmez eu. După ce termin eu, o să filmez tu pe canalul tău, te rog eu. O vezi? Că nu se mai înțelege, Bogdan nu mai înțelege, nu mă știu. Gata, am mers destul cu Bogdan. Până acum am mers cu el să filmez, că de mâine încolo nu o să mai filmez cu el. O să mă mut la Stehaia, bine Leo, de la spital, fratele meu, bine, mulțumesc Dumnezeu că e reușit operația, s-a mai vindecat, mai are un pic și gata, e sănătos tu, Leo, de la Stehaia, pentru că Dumnezeu a fost cu el. Și patroana o să vină acasă, astăzi a plecat să vină acasă, o să le aștept la Stehaia, o să mă duc și eu la Stehaia. O să-i fac lui Bogdan mâncare, să-i las aici să aibă pentru două zile tocană și o să-i fac și o mămăligă. Da. Aici o să fac o mămăliguță cu tocană. O să pun telefonul aici pentru că nu pot să filmez, nu mai am nevoie de Bogdan. Să mai filmează Bogdan, o să filmează pe canalul lui. Aici o să pun sare la mămăligă. O să punem sare, așa, o să punem, Bogdan, te rog eu, oprește-l, păi nici nu se mai aude, Ida, du-te și vorbește dincolo, da. Dincolo vorbește, că aici vorbesc eu cu palul, Doamne, nu mai mă înțeleg cu Bogdan. Când filmez eu, ieși și el cu telefonul. Aici pun un pic de făină așa deasupra ca să dă probă și după aia o să vă arăt cum să facem o mămăligă. O să mai amestec un pic în tocană să fiarbă cu pătrunjelul și după aia o prind tocana. Așa.
O să punem un pic apa, o să se ia un pic. Spălăm un pic topătorul ăsta. Da, și de mâine încolo o să filmez de la patroana. Că vine acasă și fratele meu și mama. O să mă duc acolo, o să-l las pe Bogdan singur aici la apartament, dacă nu vrea să vină să se mută cu mine la patroana sau în grijă de fratele meu, o să rămân el singur la apartament aici și m-am gândit să-i fac tocană cu mămăliguță, să-i las să aibă 2-3 zile până vin eu. Și o să filmez de acolo. Da. Și vreau să vă spun la fanii mei că eu tot ce fac trebuie să știți ce fac, pentru că eu nimic n-am făcut fără să știți voi. Eu vreau tot timpul să știți ce fac și unde sunt. Și acum să vedeți că oferi tocană odată. Ori mai lăsăm un pic. Și acum așteptăm să fac mămăliguța, să vă arăt cum iasă tocană cu mămăliguță și tocană de pui cu mămăliguță, da? Acum așteptăm, puteți să dăm cradița asta cu tocană mai aici, că e gata. Acum mămăliguța o punem așa, da? E bine? Și acum să fie văd, să așteptăm să duc clopot aici în apa. Hai să vă arăt. O să iau. Mă șterg un pic pe mâini. Pentru că să pun mâna pe telefon. Haide, vedeți? Aici e tocana e gata, vedeți? E gata. Aici e mămăliguța, da? Aici o să așteptăm un pic până fierbe mămăliguța. Da, să iau un pahar, să-mi pun un pahar de cola, să mai vorbesc cu voi până fierbe apa. Să dăm clopot mămăliguța, trebuie să dăm clopul ca să pun făina să o fac. Mai așteptăm. Pentru că mai așteptăm, o să îmi pun un pahar de suc și o să vorbesc cu voi. Vreau să vă spun că Bogdan a intrat într-un grup care nu-mi convine, că el filmează și vorbește cu oamenii respectivi din grupul, care sunt 5-6 persoane pe grup pe internet, care au canale diferite. Și eu nu vreau să vorbesc cu ei, nu am treabă cu nimeni, eu am treabă cu viața mea personală. Eu sunt persoană publică, nu am treabă cu nimeni, nu vreau socializări, nu vreau numai să spun despre mine, ce fac, unde mă duc. Astăzi, uite, v-am spus ce am făcut astăzi luni, am făcut mămăliguță, adică tocană cu mămăliguță, vă arăt cum o fac mămăliguța. Să vedeți cum arată, să faceți și voi. Am pus un pui, am pus 3-4 cepe, 3-4 morcovi, am călit ceapa cu morcovi, am pus un pic de vegetă, după aia am pus bulionul și după aia am pus un pic de apă, după ce s-au călit toate, am pus un pic de apă cu bulion, a fiert un pic și după aia am băgat carnea de pui și a fiert și a fiert și a fiert până s-a făcut o compoziție, dar n-am pus multă. Puțină apă și mai mult am pus bulion ca să fie tocană groasă, așa, nu ciorbă. Și am pus pătrunjel cu mărar, ați văzut. Și e gata.
Și acum e sete. Sucul ăsta de acid, cola. Dar eu dacă beau cola, îmi revine la stomac. Nu m-am învățat să beau numai cola. Da, și vreau să vă spun că o să mă mânc la stehaia 2-3 zile pentru că vreau să mă mânc la stehaia pentru că a venit fratele meu acasă și vreau să văd ce mâncare are voie după operația de fere. Trebuie să mănâncă regim, să nu îi mai dă mama carne de porc. Trebuie carne de pui fiartă, zarzavar, turferte. Și asta, trebuie să mă duc să stau cu el, să-l îi prepar ce are de mâncare, ce are voie. Și o să mă duc să stau cu el o perioadă de 2-3 zile, nu știu. Și să văd ce face Bogdan, dacă vrea să stă acasă aici la Craiova singur, nu știu ce face. Eu vreau să-l las aici ca să stă mai liniștit, că acolo la șatră e gălăgie, e lume multă. Ați văzut cum e la mama acolo? E gălăgie mare și Bogdan nu e învățat în gălăgie. Și eu am zis, mai bine să rămână el acasă, să mă duc eu acolo, că eu sunt învățat cu șatra, cu ai mei, nu? Și o să stau și eu 2-3 zile. Hai să vă arăt. Aici e ferme, nu? Trebuie să dă probă. Mamă, linguță. Eu amestec cu lingura. De mult s-a amestecat cu făcăresc de lemn din ăla, cu o boată de lemn. Dar acum nu mai e. Dar acum cu amesteci cu ce vrei, să iasă bine, trebuie. Dar înainte ai bătrâni, nu ne lăsa să amestecăm cu lingura. Auzi, că nu-i bine cu lingura. Uite, eu când pun secretul meu la mămăric ca să iasă bine, să nu facă noduri, pun un pic de ulei. Când fierbe apa. Deci? Și după aia pun făină. Și făina, să știți și voi, că o pun toată odată. Nu se pune cum se pune înainte, pui un pic amesteci, pui un pic amesteci. Nu, că după aia se face noduri. Și așa dacă pui așa să fiarbă, vedeți cu toată odată, iasă mai bine. Uite, vedeți tocana cum e? Ce aromă! Aoleu! Păi Bogdan, când filmez eu s-a învățat să facă gălăcie, nu mai atent. Cu fanii mei, nu mai vorbește frumos cum vorbea de mult, frumos cu voi. E bine că are canalul lui, să filmează pe canalul lui și dacă vreți să îl vedeți ce face și cum e, vă uitați pe canalul lui. Nu e mai bine, e ceva corect, nu? Eu sunt atentă cu fanii mei, le mulțumesc pentru toate mesajele care mi-au trimis, care mi-ați trimis. Vă mulțumesc mult pentru că mă subțineți. Chiar aveți dreptate să stau o perioadă cu mama, cu fratele meu, să mă duc la stehaia. Am văzut că mi-a spus mult fan de aici. Noi te dă clocot, cred că putem să băgăm acum, când dă clocot, să băgăm făina. Hai să vă pun aici ca să... Că n-am cum să filmez. Cum pun făina, da? Am pus acolo. O pun toată și amestecă așa. Adică că trebuie să pun aici, la... Nu pun toată pumpa, că e... Gradița asta e cam mic. Cam cu mare, la gradița asta. Da, dar eu pun toată pâinea dintr-o dată și amestec ca să nu face nădui. Bogdan, filmezi și fără tine, nu știi? Ia, uite, filmezi și fără tine. Ce crezi, că nu filmezi? Iar veniți cu telefonul. Ia, uite, Bogdan vorbește cu telefonul, iar mă deranjează. Când eu făceam aici mămăriga așa, uite, să facem nodul la mămăriga, dacă nu amestec.
vezi? Acum trebuie să amestec ca să nu facă mătură. Vezi? Hai că pun aici la... Asta fiarbă bine, da? Da, ce mă înveți tu, știu, că m-a învățat mama. Eu am practică de acolo. Ce crezi că m-a învățat mama? Ce trebuie să învățat tu? Eu am făcut practica. Ai, băbă, doamne, du-te afară ca filmezi, du-te afară, că eu am treabă cu fanii mei, n-am treabă cu tine. Cu tine o să rămâi singur aici. O să mă duc mâine la patroană, tu da, o să stai singur. Tu trebuie să faci mămăliga bine acolo. Da, dar știi ce fac? O să rămâi acasă dacă vrei. Da, da. E gălăjie la patroană, la patroană e gălăjie. Ce gălăjie? E gălăjie. Păi la patroană tu știi că e gălăjie, da? Da, și tu o să rămâi acasă, de aia spam mâncare, mămăligă. Da, da, să am și eu pentru 2-3 zile, da? Da, stai tu pentru 2-3 zile. Nu? Da, da. Bogdan, e supărat că te plec la patron. Poate vrea să vină cu mine, dar eu nu vreau să leau. Uite, vezi să pot, mă mori, să vedeți? Dar trebuie să pun aici, că trebuie să amestec, vedeți? Așa amestec, vedeți? Mai amestec ca să nu se prindă. Trebuie să fiarbă bine mămăliga, ca să nu o să rămână crudă. Hai să mă arăt. Vedeți, amestec, mai fierbe, amestec, mai fierbe. Așa se face. Bine că pot să pun pe cuptor aici să filmez, ca să nu mai am nevoie de pomdan. Că nu m-a mai ajutat la primăr, dar acum nu mai vreau. Nu mai vreau eu, că dacă mă supără, nu mă lasă să mă duc la patron, am văzut că să merg cu el. Am zis el să rămân aici, că nu vreau să fie deranjat de patroana, de mine. Să zic că după aia mai pun pâine ca să fie mai bine, că e prea să fie mai tare. Vezi?
M-a învățat bunica mea să fac mamăligă. Bunica mea m-a învățat să amestec așa mamăliga și să mă las așa pe marginea oarei, știi, ca să nu fie nodul. Așa. Să amestec una la altă. Că m-a învățat bunica mea când aveam 12 ani. Să mai punem un pic, să fie mai tare. Și tu nu bagi fani în seamă. Asta da, tu nu ai vorbit și tu de mămăligă, cum ce ingrediente ai pus în ea să fie gustoasă. Ulei, sare... Da, vorbești și la tine ce mai pus tu acolo, uite-te și tu. Ce cauți tu aici în filmarea mea? Ce cauți tu în filmarea asta să faci tu mămăliga asta fără să răspunzi de la fani ce ai pus ingrediente, ce cum ai pregătit? Păi ce am pus făină cu ulei și cu sare, ce vrei să pun? Făină, apă de unde? Cumpărată, da? Da. Așa, spune la fani ca să știe despre ce e situația. Mai, Bogdane, lasă-mă. Nu de deci, apă... Sare, ulei, da. Ca să nu se prinde de jos. Uitați! Da. Deci mămăliga să pune ulei în ea ca să nu se prinde de jos. Da. Toți care faceți mămăliga, puneți ulei să nu se prinde de jos. Dar pun ulei și acum, ia uite. Da. Când e gata, vezi? Dar tu vorbești cu fanii tăi. Asta e treaba. Că nu vorbești cu ai mei. Da, cu fanii tăi. Ai tăi să vorbești pe canalul tău. Vă rog frumos da, să vă rog frumos când faceți mămăligă să vă abonați ulei. La pe canal, nu la mine, că la mine sunteți abonați. La Bogdan, dacă vreți să vorbiți cu Bogdan. Dar Bogdan n-are ce mai vorbi pe canalul meu. De ce? Că nu mai vreau eu. Nu mai vrei tu? Nu mai. De ce nu mai vrei? Patrona și o să filmez cu patrona. Păi da, patrona nu face mămăligă din asta mică, face din aia mare. Da. Pentru 10 persoane, 20 persoane, patrona. Da, da. Că voi sunt în șatră. Ai ce să faci pentru 2 persoane, nu? Da. Da. Și ce faci? Duci la comunatul tău, la Valter, mămăligă? Păi ducem și noi o ferioță să mănânc pe figura. Nu știu dacă îi place mămăligă. Da? Tu știi. Tu faci ce vrei. Da, îi ducem și noi acum. Nu. Mult puțin. N-ai la ce, trebuie 15 euro. Așa, așa. Gata. Acum o să vorim o mămăligă, să mai lăsăm un pic. Da.
Să mai lăsăm un pic să se facă bine. Așa că dacă o mai lași după ce o amestec și gata să o golești, mămăliga, trebuie să o mai lăsăm un pic ca să se facă. Vede? Am amestecat și aflat că n-am mai e pe mic. Da? Și acum hai să preparăm, să vedeți unde pun. O să o golesc pe tocătorul ăsta, da? Mai lăsăm un pic și după aia luăm. Da, cred că e făcut. Ia să gust. Da, făina e făcută. Mai lăsăm un pic să nu rămână pe tigaie. Sper că am făcut-o bine. Da, să vedeți. Făcut-o bine acum pe asta. Înseamnă că e făcută bine, nu? Hai, să vedem. Aoleu! S-a pus bine. Și uite că e făcută bine, vedeți? Mama liguta. E făcută bine, vedeți? Și pot să filmez și pe Bogdan, să vă arăt ce fac. Și acum să vă arăt aici, stai să punem mama liguta așa. Să vă arăt ce mâncare am făcut eu lui Bogdan astăzi. Vedeți? Aici e mamăriguța. Acum o să punem aici, să stingem aragazul. Și acum să vă arăt cum îi pun lui Bogdan tocana asta unde am preparat-o eu. Ia uite ce tocană. Bogdan vorbește singur prin bucătărie, că eu nu mai bag în seamă, pentru că mi-a zis toți fanii mei să nu mai bag în seamă, să-l las acasă. Să te duci la patroana. Da, să mă duc la patroana și el să rămână acasă, bine că i-am făcut o cană să aibă 2-3 zile. Nu? Hai, ce tocană i-am făcut. Tocană cu mămăliguță și acum o să-i pun o felie de mămăliguță aici. Da. Da. Mămăliga. Așa. Și o să punem așa cu cuțitul. Dar nu e bine. Stai să pun așa. Pentru că trebuie să iau lingura. Să-i pun cu lingura aici lângă. Pentru că e mai bine așa, că cuțitul n-am putut. Și așa o punem lângă tocană. Și acum să spuneți cu voi dacă e bună. Dacă se vede bine. Hai, să vă arăt. Dacă e bine. Ia uite cum îl servesc eu pe Bogdan. Asta să vă arăt. Cum îl servez, vedeți? Vă place? Tocana cum a ieșit. Acum îi pun Bogdan aici pe masă să mănâncă. Da? Și vă mulțumesc mult pentru că mă vizionați. Dumnezeu să fie cu voi. Și dacă vreți să veniți la noi, uite, avem multă tocană și Bogdan e singur acasă. Puteți să veniți la el, mai este mămăligă. O să mă servească, o să rămână singur acasă, pentru că eu mă duc la patroana să stau 2-3 zile. Vă mulțumesc mult, pa!